Și hai să aprofundăm un pic discuția. Cât de diferiți suntem până la urmă? De ce suntem noi atrași și ce le place lor? Primim răspunsuri chiar acum pentru că ni s-a alăturat un psiholog și expert în relații. Bine ai venit, Ahem Sonu! Bună dimineața! Bună și bine v-am găsit! Ne bucurăm să te vedem! Exact, exact! Atracția! Mituri! Preconcepții, da. O grămadă de idei mai mult sau mai puțin adevărate și, într-adevăr, diferențe între ce le place bărbaților, ce le place femeilor și la ce se uită fiecare. Din experiența ta, spune-ne, da. Exact. Femeile de ce sunt atrase, bărbații de ce sunt atrase? E o întrebare foarte bună și o să intrăm în detalii, însă mai întâi vreau să vorbim puțin despre ce este atracția fundamental și cum funcționează ea, astfel încât să putem să înțelegem cum e pentru bărbați și cum e pentru femei. Okay, sunt total de acord. Da. Din punct de vedere psihologic, în primul rând, atracția este o formă de tensiune. Și putem să facem un mic experiment, să ne imaginăm că această bandă ar fi o atracție. L-avem pe el, o avem pe ea, aveam tensiune între ei doi. Da. Ce se întâmplă dacă avem prea multă tensiune? Se rupe. Ce se întâmplă dacă nu mai există tensiune? Dispare cu totul. Astfel, dacă nu avem atracția potrivită în relația pe care o vrem, nu o să funcționeze. Indiferent cât de mult ne place persoana sau cât de mult ne imaginăm noi că ar trebui să meargă pentru noi acea relație. Deci trebuie să fie exact nivelul de tensiune potrivit. Nici prea mult, nici prea puțin. Acum trebuie să știi și cum să reglezi. Sau asta vine așa pur și simplu, natural. În primul rând trebuie să înțelegem cum funcționează pentru bărbați atracția și cum funcționează pentru femei, ca să putem să ne adaptăm. Începem cu femeile? Putem să începem cu femeile. Cum să nu? Pentru femei sunt trei niveluri diferite la început, astfel încât să putem construi o atracție sănătoasă. La femei, în primul rând, este curiozitatea. Când vorbim de un bărbat, bineînțeles, cu care poate ar vrea ceva, băi, curioasă, ce se întâmplă cu tipul ăsta? Pare să aibă acel ceva, carisma, aș spune cuvântul aici? Apoi urmează partea de intrigă. Ok, bifează acele lucruri, are și un anumit comportament, mă face să mă simt într-un anumit fel, iar după o perioadă de timp asta mă face să-mi doresc relația. La bărbați, puțin diferit. Deci, la femei merge curiozitatea. Practic, tu acum mi-a iluminat foarte mulți ani din adolescență și post-adolescență în care eu mă puneam pe tavă. Practic, eu încercam să arăt unei fete că sunt un pariu sigur pentru ea. Că... Și plictisitor în același timp cu ocazia asta, nu? Și deveneam plictisitor pentru că și nu știai de ce. Eu încercam să-i arăt, uite ce băia bun sunt, uite ce mișto poate să fie viața cu mine, ce glume mișto am, ce... Dar, de fapt, eu greșeam fundamental. Arătând tot. Că îi ofeream totul pe tavă, din prima, nu? Indiferent că ești bărbat sau femeie, nu e bine să te pui pe tavă. Trebuie să construim o relație. Relația nu este ceva ce vine semnând un contract psihologic. Suntem împreună? Gata, suntem împreună. Și de acum trebuie să funcționeze pentru că amândoi am fost de acord. Nu o să meargă niciodată așa. Relația se construiește. Așa că dacă vrei să te arunci să te pui pe tavă, go for it, dar e posibil să nu fie acolo sosul potrivit când îl bagi la copt, să nu iasă ce trebuie. Bine, okay. Zice, domn. Spune cum funcționează impet. Hai la bărbați, da. De ce sunt atrași bărbații la o femeie? Bărbatul prima dată, de cele mai multe ori, trebuie să fim sinceri aici, pentru că ne bate Lili dacă nu mergem eu în... Eu sunt foarte pașnică. Bărbații prima dată, bineînțeles, au aspectul vizual. Pentru ei trebuie să placă mai întâi o femeie. Nu de cred mai asta, Taher. Nu, chiar nu ai zice. Refuz. Refuz. Ce suntem noi, animale? Aspectul vizual, adică vă uitați la ochii femeii. Așa, hai să continuăm. Bun. Ok, după ce bifează femeia respectivă acele lucruri care pe noi ne intrigă și trebuie să... Fim foarte transparenți aici. Fiecare bărbat are preferințele lui. Nu înseamnă că este un standard anume pe care trebuie să-l urmăm. Așa, apoi, bineînțeles, și pentru bărbați vine partea de intrigă, în care se gândesc, ok, tipa arată într-un anumit fel, mă atrage, dar are acele trăsături de personalitate, acele caracteristici, acele valori în comun cu mine, astfel încât să-mi doresc ceva mai mult. Și atunci, pentru bărbați, după vine partea în care își doresc să investească într-o relație. Deci există intrigă de ambele părți, și la bărbați și la femei, doar că reperele sunt ușor diferite. Exact. Ne intrigă lucruri diferite. Exact. Ține foarte mult de felul în care începem și lucrurile pe care le vedem la început. Totul fundamental, dacă vrem să fim sinceri, este despre cerere și ofertă. De obicei, bărbații sunt cei care fac primul pas, iar femeile sunt cele care acceptă. De cele mai multe ori, femeile au mai multe solicitări, așteaptă să vadă care este partenerul cel mai potrivit și atunci aleg în consecință. Bărbații încă sunt puși în poziția în care trebuie să se ducă și să vâneze, dacă vreți, cu ghilimele de rigoare. Se îndrăgostesc mai repede femeile sau se îndrăgostesc mai repede bărbații? Depinde de faza în care ne aflăm.
De cele mai multe ori, la început, tendința a fi a bărbaților. Dacă este bifat aspectul vizual și eu ca bărbat văd la o femeie ceva ce mă atrage și spun că îmi place, am tendința să mă arunc un pic mai mult cu capul, să mă pun pe tavă, dacă vrei să mă arunc un pic cu capul înainte. Zic, gata, pețesc exact. Aici. Pe când femeile, având în vedere că au mult mai multă disponibilitate din partea bărbaților, vor fi natural mai selective la început. Vor vrea să vadă, ok, ce se întâmplă cu bărbatul ăsta? Ține minte cele trei etape. Sunt curioasă la început, ok, pare un bărbat prezentabil, se comportă ok, poate arată într-un anumit fel sau are un anumit statut, care pentru mine este ok. Și pe urmă, bineînțeles, ieșind cu el, văd că se comportă într-un anumit fel, mă face să mă simt cumva și asta, mai departe, mă duce să mă îndrăgostesc mai puternic. Deci se construiește un pic mai complex îndrăgosteala pentru femeie. Exact. Acum, depinde și de vârsta la care ne aflăm. Dacă suntem în perioada adolescenței, da, și rubelos, ne aruncăm cu capul înainte să facem multe greșeli și e natural. Toți trecem pe aici. Însă dacă vorbim de o relație ceva mai matură, peste 25, peste 35 de ani, deja aceste lucruri la început se schimbă puțin. Aceste valori incipiente au tendința să difere. Hai să vorbim despre asta. Dacă un bărbat își dorește o relație serioasă, da? Că eu sunt cu bărbații, cu femeile, că așa ne-am decis, la ce va fi atent prima dată? Dacă își dorește o relație serioasă, de cele mai multe ori bărbatul respectiv vrea să vadă dacă acea parteneră are acele calități de mamă. Și când spun calități de mamă, nu spun neapărat că trebuie să facă copii. Nu în sensul ăsta. Căutăm acea afecțiune maternă, unii dintre noi, serios? Într-o relație. Serios. Ce mă miră, așa e. Fără să ne dăm adevărat, seama. Da, este o dorință pe care toți bărbații o avem. Vrem să vedem că este o parteneră serioasă, că ne dă acel sentiment de siguranță, mm-hmm. că n-ar pleca. Chiar dacă nu o să întemeiem neapărat o familie, obiectivul nu e neapărat să ai copii aici, nu asta spun. Sau nu trebuie să stea neapărat la cratiță, nu despre asta spun, ci că fundamental există acele valori comune mm-hmm. în care ea comunică bărbatului, ok, pot să fiu alături de tine. Siguranță și încredere. Da. Cum s-ar zice? Dacă vrei, ok. Așa, bun, s-a bifat. Și dacă s-a bifat chestia asta, de obicei bărbații au tendința să se implice mult mai mult și să-și dorească acea relație. La ce se uită prima dată o femeie care vrea o relație serioasă cu un bărbat? Se uită la în primul rând, dacă trebuie să fim sinceri, se uită la carismă. Pentru că putem să spunem și există chestia asta comună în care spuneau, ok, femeile vor un bărbat cu un anumit statut financiar, ce este adevărat până într-un punct. Până în punctul în care ele reciprocă treaba și noi ca bărbați ne dorim de cele mai multe ori pe cineva care se descurcă. E o chestie comună în societatea de astăzi. Însă, fundamental, vrea să vadă dacă este carismatic. Dincolo de acea putere sau acel statut financiar, vrea să vadă dacă are acea putere socială. Dacă atunci când se află într-un cerc de oameni, poate să fie sigur pe el, dacă îi transmite siguranță, dacă se simte protejat lângă el. Ești cumva similar cu ce ai zis și în cazul bărbaților. Fundamental, ne dorim aceleași lucruri, însă pornim diferit în călătoria asta de a ne alege pe cineva. Dar fundamental vrem aceleași lucruri. Vrem să ne simțim fericiți, vrem să simțim că putem să împărtășim viața și relația cu cineva și, de ce nu, să construim o familie. Da, că aici voiam să ajung. Am aflat la ce se uită o femeie, la ce se uită un bărbat atunci când caută o relație de lungă durată, dar tu, în calitate de expert în relații, care îi spune că sunt lucruri la care ar trebui să fim atenți ca relația să fie una de succes? Adică, cum este sănătos să primim o nouă relație în viața noastră? În primul rând, cu deschidere. Una dintre tendințele pe care le au atât bărbații cât și femeile la început este să asocieze experiența prezentă cu experiențele anterioare. Dacă am suferit din cauza unei persoane, să am grijă să nu mai repet acea greșeală și e normal să iei niște lecții ca om, dar fundamental gardurile alea pe care le ridic în dreptul meu și zidurile de protecție este posibil să mă împiedice mai mult decât mă ajută. Așa că, în primul rând, trebuie să las convingerile din trecut deoparte, trebuie să las preconcepțiile despre cum ar trebui să fie el sau ea și să am acea experiență de a cunoaște persoana de lângă mine. Asta zic. Aș întreba și pe Lilia asta, dar dacă avem un expert lângă noi, o să te întreb pe tine. Bine, întrebăm expert. Ai zis mai devreme că pentru bărbați, evident, contează foarte mult aspectul femeii. Dar n-am atacat invers subiectul. Pentru femei, cât de mult contează cum arată un bărbat? E o întrebare extraordinar de bună, pentru că diferă puțin aici. Aș spune că este important și pentru femei cât de bine arată un bărbat, dar ce înseamnă bine în situația asta? Aici vrem să vedem un bărbat care este aranjat, un bărbat care are grijă de imaginea lui, un bărbat care transmite prin stilul vestimentar pe care îl are, care are grijă de el. Nu trebuie să bifeze anumite căsuțe, să fie ăsta e șablonul pe care trebuie să-l urmezi. Depinde de femeie, că suntem diferite toate. Exact. Adică nu poți să zici, poate la mine mai am un șablon și așa trebuie să fie. Păi este șablonul tău. Putea să... Exact, asta zic, e o chestie personalizată. Știi? Tu mai de-aia ajungi greu să întâlnești oameni care te dau pe spate cu un pachet.
de lucruri care te atrag? De cele mai multe ori și șablonul ăsta poate să fie o chestie care te împiedică. Pentru că ții cu dinții să fie o persoană într-un anumit fel. Pentru că crezi tu, ești fundamental, că asta te-ar face mai fericit și ar face relația să funcționeze mai bine. Însă e posibil să-ți dai seama că având anumite experiențe cu o persoană, să te surprindă și să te facă să te îndrăgostești lucruri total neașteptate pe care nu le-ai fi bănuit. Poate cum e personalitatea acelei persoane, poate felul în care te surprinde. Sunt multe, multe aspecte în sensul ăsta. Aș vrea să vorbim un pic de bani. Dai să fim pragmatici. Dacă o femeie dorește un bărbat doar pentru stabilitatea financiară, la ce se uită acea femeie pentru prima dată? Cu siguranță sunt unele femei care au această target. Bifă prima dată, să aibă bani și bărbatul. Și nu judecăm pe absolut nimeni. Bineînțeles. Sunt și bărbați care au bifă. Sunt și bărbați, da. Vorbim de femeie acum și după aia vorbim exact, și de bărbați. Fundamental, toți ne dorim același lucru. Da. Însă trebuie să ne gândim că mereu există un schimb. Ok, eu poate ofer partea financiară într-o relație ce primesc și la fel, ce oferă cealaltă persoană și ce primește. Dacă vrei să vorbim despre bani, este perfect ok să-ți dorești chestia asta, însă trebuie să te gândești dacă nu cumva, la un moment dat, există un compromis, dacă nu există un sacrificiu. Vrei doar asta? Asta este singura chestie pe care o urmărești? E foarte posibil să obții asta și să fii nefericită. Exact. Există bărbați care au bani și sunt foarte capabili și sunt niște oameni foarte mișto. Și există bărbați care au bani și poate nu te-ar face să fii la fel de fericită și împlinită lângă ei. Așa că simpla bifă care are bani e posibil să nu fie suficient. Dar întrebarea, ca să revin la ce a întrebat Lili, mai exact, era la ce se uită atunci când caută un partener care are o stare bună când financiară. Când îl vede pentru prima dată, zice la ceas și la pantofi, dar nu... Aici eram curios. Ceasul, pantofii, mașina, deși s-a asta dovedit în criterii, timp că așa. Poți să-ți faci impresia greșită că mulți investesc mult acolo tocmai pentru aparență. Depinde foarte mult de contextele sociale în care te afli, de mediile în care ești, pentru că sunt locuri în care sunt persoane care poate au foarte mulți bani, dar nu arată asta, așa cum spuneai și tu, Bogdan. Dar nu se vede pe ei. Poate doar dacă ai ochiul format și îți dai seama că hainele pe care atenția le poartă... detalii. Exact. Nu afișează branduri, nu vezi scris mare pe el, ok, uite-te la mine, am bani. De obicei cel care n-are bani face asta. Exact. Și sunt medii în care asta este norma. Trebuie să afișezi și să etalezi ultimul telefon, ultimul model de BMW, ultima mașină și așa mai departe. Așa că depinde foarte mult de contextul în care te afli și de valorile acelei femei. Da, imaginea, lucrurile pe care le are prima dată o persoană o să-i dea de înțeles unei femei, poate dacă are o situație financiară bună. Da, vor conta chestiile astea. Însă revin la părerea mea că nu este totul. Nu asigură normal, o relație neapărat exact. Frumos. Siguranță. Hai să nu mulțumim frumos. Cu mare drag. Mai așteptăm cu sfaturi și să ne mai luminezi un pic în lumea asta atracției între bărbați și femei.